Timp de 18 ani, Robert Glover a avut un vis. Să vadă un milion de copii chinezi că sunt mutați din orfelinate în familii locale iubitoare. Acest vis devine realitate într-o parte din provincia chineză Yunnan. A fost incredibil. În acest sat s-a realizat visul pe care l-am anticipat. Totul a început în urmă cu câțiva ani, când familii din satul Yangjiai și-au propus să schimbe viețile unor copii din orfelinatul din apropiere. A fost uimitor că au început să studieze Biblia, au găsit pasajul despre văduve și orfani și asta i-a atins. Și nu e vorba de copii obișnuiți. Copiii au avut o viață foarte dură înainte de a fi găsiți de poliție și duși la orfelinat. Au fost abandonați în oraș la o vârstă fragedă, fără să fie îngrijiți de cineva. Știm că acei copii privați de dragostea maternă pot suferi de boli mentale, fizice sau pot chiar să moară. Copiii au locuit într-o instituție chineză de stat. Aveau tot ce le trebuia, dar nu aveau parte de iubirea unei familii. Echipa lui Glover a descoperit repede ceva special la acest sat. Oamenii de aici iubesc copiii, dau totul pentru ei și se sprijină unii pe alții. Asta a devenit evident când 70 de familii au luat în plasament 170 de copii. Toți copiii dați în plasament în acest oraș sunt din orfelinatul Cumin și 99% dintre ei au dizabilități fizice și mentale. Asta nu a contat pentru săteni. Majoritatea locuitorilor din Yangjiai sunt creștini și știau că asta se cuvine să facă. E incredibil. Majoritatea dintre noi, când ne trezim dimineața, ne gândim la noi înșine. Acești oameni, când se trezesc, se gândesc la acești copii, iar asta e fantastic. Fapta lor plină de dragoste a avut impact, unind comunitatea ca niciodată. E un vis devenit realitate. Nu doar mame și tați, ci și frați și surori, unchi și mătuși, familii extinse, întreaga comunitate chiar lucrează împreună. Glover e de părere că ceea ce fac familiile din Yangjiai ar trebui să fie modelul pentru îngrijirea copiilor orfani și vulnerabili. Oamenii care lucrează în instituțiile de stat se vor gândi că își vor pierde slujbele, așa că vor fi împotriviri. Calea potrivită e să începem să lucrăm în instituții și să reinstruim o parte din echipă ca să se mute împreună cu copiii în comunitate. Glover este fondatorul organizației creștine Care for Children, care învață instituțiile de stat cum să mute copiii din orfelinate în familii locale. El spune că pur și simplu pune în practică modelul biblic. Ne întoarcem mereu la aceeași idee. Dumnezeu a creat familia pentru copii. Până acum, Care for Children a plasat peste 300.000 de copii chinezi în familii din toată țara. Cred că guvernele, instituțiile școlare, multe dintre ONG-uri au realizat că biserica face asta. Biserica creștină trebuie să se trezească. În 2003, guvernul chinez l-a invitat pe Glover și familia lui să se mute în Beijing ca să poată introduce îngrijirea bazată pe familie în întreaga țară. Ca rezultat, guvernul a făcut un pas istoric în 2014, schimbând legislația să precizeze că plasarea în familii este o alternativă pozitivă îngrijirii instituționalizate. Am lăcrimat, fiindcă le-au trebuit 17 ani ca să schimbe legislația. A fost nevoie de transformarea multor copii ca să se schimbe acea legislație. Asta e fenomenal, fiindcă nu e vorba de mine, ci de Dumnezeul credincios. China spune că are 576.000 de orfani, dar grupurile exterioare spun că numărul se apropie de un milion. Glover spune că multe dintre familiile care iau copii sunt creștine. Cea mai mare trezire creștină din istoria lumii are loc în China acum. Având în vedere că asta se întâmplă în timp ce plasăm copiii în familii, nu e de mirare că familiile care vor să facă asta sunt creștine. Celor 70 de familii din satul Yangjiai, această experiență le-a schimbat viețile.
Îi iubim cu adevărat. Îi iubim ca și cum ar fi copiii noștri, iar ei ne iubesc ca și cum am fi părinții lor. Bineînțeles că avem provocări, dar le rezolvăm. Bucuriile sunt mai multe decât provocările. Și pentru copii a fost o experiență transformatoare. Îmi iubesc familia. Îi iubesc pe mama și pe tata. Glover spune că zâmbetele acestea îi amintesc de visul pe care Dumnezeu i l-a dat ca să ajute la transformarea vieților unei generații de copii din China. Le oferim acestor copii ocazia să aibă identitate, siguranță, dragoste și purtare de grijă într-o familie și într-o comunitate.